Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou challenge pe acest canal. Astăzi facem o probă din serialul Squid Game. Este o nebunie ce se întâmplă cu serialul ăsta. Acum a explodat, a luat toată lumea razna, se uită în continuu la el. Și foarte multă lume recrează jocurile din acel serial, Badan. Noi avem proba podului astăzi. Ok. Deci fii atent ca să vă explic cum se derulează în film. Trebuie să sară, după cum vedeți, avem biful, ceea ce înseamnă corect, bifa verde. Și X înseamnă cazi. Da, e, numai film. Că ei în film cădeau și își rupeau gâtul, s-o morau acolo, înțelegi? Erau din sticlă astea. Erau din sticlă. O sticlă mai rezistentă, una mai puțin rezistentă. Corect. E, astea vor sta așa, bam, cu spatele. Și o să fie cam aceeași treabă, nu o să-ți dai seama. Tu ai pionul aici și ai parcurs pe ăsta aici. Când ai ajuns pe, după ce ai călcat aici, l-ai întors. Bam, ai văzut te că uiți, X. Da, te uiți. Pui pionul înapoi și dai drumul. Și ții înapoi în minte traseul până la X-ul ăsta, unde ai avut tu. După aia, dacă când ții minte. În fine. Cine ajunge primul la sfârșitul traseului, aici frumos, bam, 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 se află 1500 de lei. 1500 de lei pe care unul dintre noi astăzi o să iau, să-i bagi în buzunar și o să duc la el acasă, stai liniștit, bine, ba, dar rămâne la el acasă, eu mă duc la mine acasă. Înseamnă că și banii aici. Rămân aici, băieți. Nu, vedem cine și cum ia bani. Da, frate, nu contează. Treaba e simplă, tu stai cu spatele, în așa. Timp ce eu amestec toate astea, okay. Bam, eu le mixez aici cum vreau eu. Așa. La urmă te-ai întors, ți-ai luat pionul și ai plecat la joc. Ai pus, ai descoperit, ai lăsat-o întoarsă și tot așa, da? Dar neapărat trebuie să încep așa, bam, de aici, nu? Adică nu poți să sări așa cam pe acolo. Nu, no, frate, pas cu pas cum ar veni, step by step, trebuie să te miști așa încet, încet, păi unul cu unul. Și dăm drum. Ăsta o să fie challenge-ul nostru de astăzi, zic că merită să apăsați acolo un buton de like în forță, pentru că mi se pare super tare ideea și mi se pare super tare ideea serialului în sine și a jocurilor respectiv, chiar dacă sunt niște jocuri copilărești din copilărie. Eu zic să nu mai stăm la discuții și să dăm drumul la treabă. Bă, eu nu jucam așa ceva în copilărie. La dacă mă, copilăria dacă lor. Mă întreb, a, copilăria coreană, lor. Aia, da, lor, nebună. Aia, coreană. Bă, facem piatră, hârtie, farfică, să vedem ce începe primul. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... A, adică eu. Pe fraierul primul. Păi înseamnă că eu ți le amestec. Da, și eu stai merg cu spatele cu... și tu mergi cu ăsta. Nebun. Bun, hai, treci acolo. Deci el e pregătit aici cu spatele și aici începem noi să amestecăm. Vă las așa să vedeți. L-ați văzut, da? Deci eu l-am văzut până acum. Cum, mă? Pa, filmez cu Danu acum. A scos? Deci... Când termin, vin, că acum întreabă. Hai, pa, ne auzi. Dar ce, da, ce... că vorbeam și eu cu oamenii. Să te ai pe telefon, te tai pe cameră. Pe unul, altul, deci trebuie să stau așa cu camera pe el. Stai-te, trebuie să mă miști super rapid. Nici eu nu știu ce-am făcut aici. Cad astea pe aici. Nu mai știu ce am făcut aici, în fine, e mai bine, chiar dacă nu știu nicio, poți să te întorci. Deci gata, da? Ai văzut? Da. Deci stăteam, a sunat și pe mine. Nu, mă, stătea cu camera din față să se uite pe spate aici, filma, nu știu ce făcea, să vadă ce din asta. Deci fii atent, ai 3 vieți, le-ai consumat pe toate 3, deci dacă ai căzit 3 ori pe X, trec eu mai departe. Ok. Hai să vedem. Și prima, și prima, și prima mutare. Eu nu mai țin minte ce am făcut, ai... Da, acelea că acum, lasă-mă. Da, sensei, hai. Întoarce. Să vedem ce e acolo. S-a dus o viață. Lasă-l întors, că s-a dus o viață. Clar, deci dacă ai 3 X-uri... Acum e clar. Da, dacă ai 3 X-uri întoarse, întoarce-l. Când ai 3 X-uri din astea întoarse, te-ai dus. Ia să vedem ce e acolo. Bun, frumos. Mi-a plăcut. Bam, al doilea X. Păi și acum o iau. Da, bam, bam. Bam. A ce stai și te gândești, ești prost? Cum adică? Păi ălaltul e verde, e clar, nu? Aici? Da. Păi puteai să pui X aici. Dacă păi n-aveai cum, că-s două X-uri unul lângă altul. Da, păi n-aveai cum. Băule, ce regulă e asta? N-ai cum să pui două X-uri în același drept, înțelegi? E frig afară și așa gândesc mai așa mai... I s-a congelat creierul, deci până acum are două X-uri întoarse și mai are trei căsuțe din astea. Bă, poate nu l-ai încheiat din prima așa. Ia întoarce. Hai mă, arată-ne și nou. O, alu, fiate, că mai are două, fraierul. Cum a gândit-o hoțomanul, de exemplu? A pus un zigzag, a mers așa. Nu mai știu, stai așa, alea, că eu nu mai știu. Ia, deci hai să vedem unde greșești acum. N-am avut nicio logică. Da, cioleacă, că nu... zuma așa și pe mine. Tu nu te uita, că... Deci, șef, fii atent că am vrut să merg aici. Că am zis că am pus așa 3 la rând, dar am zis, bă, nu o fi așa prost să pună 3 la rând. Hai să vedem. Este, mă! Stai așa că nu mai știu. Gata. Hai să vedem.
gura, mai am dat. Hai să vedem. I-a întors. Nu cred. Hai, întoarce repede, repede, repede. Ai pierdut la ultimul. Băi, la ultima ai pierdut. Am vrut să iau așa, dar zic, nu că aici a fost ca bă, să nu vin așa în zigzag, speriat, a pus așa drept cum ar veni. Băi, m-a speriat frate, am crezut că gata, termină. E și mecheră ca idee, da. Vezi și te ține așa în tensiune. Ce m-ai enervat. Hai, fii atent, te pui și întoarce alea. Le amesteci cum vrei tu și îi dăm drumul, da? Hai, hai. Mama mea care m-a enervat pe mine. Băi, ce a scăpat-o fraierul la urmă acolo, nu mă așteptam să... Ghinion. De fapt, nu mă așteptam, îmi doream. Hai, lasă, întoarce. Gata-mi, fii atent, hai. Atenți acum că amestecă vredele vostru ultima fiță. Întâi mi le pun eu așa cu fața și după le întorc ca să văd aici ce trebuie, cum ar veni. Lăsăm așa. Da, și mă dat. M-ai nebunit. Deci vedeți cum l-am pus, da? Bam. Iar acum fratele vostru îl întoarce cum ar veni. Să văd eu acum la ce am făcut eu aici. Trebuie să vină matematicieni și fizicieni și chimiști și... Nici eu nu mai știu ce am făcut. Gata. Da? Poți să te întorci, da. Ha. Deci fii atent aici. Să te văd. Care e prima ta mutare? Prima mutare e aici, pe dreptul. Hai să vedem. Hai, pierdut. Ce cu X, l-am dat și pe jos, din mere. Ești calul meu? Deci fii atent. Deci aici aveam verdele, da? Plec de la început și iau pe verde. Bun. Așa, da. Mergem înainte și întoarcem. Și ai X. Și ai pierdut. Deci, așa. Și de aici, e aici verde. Așa-i. Ha, mă, mă, cum am făcut? Ți-am făcut-o să mori, uite ce ți-am făcut aici. Cum am făcut? Păi arată ca prostul pe toate X-urile astea. Și era invers, se mor tot că era așa. Uite-te să vezi, nu, las, ia las, întâi mai. De da, fapt, oricum le amestec și le vezi. Ia, cum continuai, de exemplu? Hai să zicem. Păi numai că am văzut-o pe aici, de aici, că aici am uitat. Ia să văd dacă știai de acolo. Băi, atent, nu se pune. Nu, mă, așa, ca... la mișto, plecam aici în față. O, te vezi bună, cum ar veni. Așa. Și de aici mă duceam aici. Și pierdeai. Și pierdeam bani la ultima cartier. Da, aha, băi, dar ce fel am mușcat-o, 3 din 3, așa, bam, da, bam, bam, direct pe 3 X-uri m-am forță l-am făcut. Ha. Da, a fost la amestecat bine, ce să mai la deal, la vale m-a prostit. E, râdeai de mine, căci că, dai din prima pe X. Ai ajuns deja jumatea lui și ai murit. Să știi. Ha. O să aici. Dacă te mai întorci, uitați, băieți, deci nu mai eschivi telefon, a plecat, îmi doare spatele, faci, exact, se leagă la și returi, să asta. Gata, am fost întorci. Hai să te văd. Dacă e verde, înnebunesc. Înnebunesc. Mă duc la Balamuc. Oare tot verde am pus acolo? Așa, da, băieți, unul cu unul, acolo, da. Și acolo, verde. Da, să zicem. Înseamnă că ai făcut așa, este? Ai pus toate astea? Nu știu cum le-am pus. Da, mai ai o viață. Înseamnă că mă duc aici. Așa, aici e verde. Și mai ai una, de întors. Și ia să vedem, băieți, că nu mai țin minte aici, deci în felul următor stă treaba. Oh, Gianni Versace. Și dacă iar faci ca prematură, iar e pe ultima. Hai să te văd, bă, da. Ce alegi, stânga sau dreapta? Mers așa. Și după aia așa și n-a avut ce să. Aici verde. Garantat strost. Pune frate, să vedem. Dacă acolo strost. Zici că e verde. Ai luat-o așa. Și ai întors acolo, da? Și iar te îngropa la ultima. Te îngropa frumos la ultima. Fraier, am crezut că ai făcut vreun șarpe. Da, vezi, și aici e tehnică. Pui 2, 3 așa, 2, 3 așa și după aia omul crede că e vrăjeală. Ai 3 X-uri din astea întoarse. Bam, 1, 2, 3 la început acolo. Și cam asta ți-a fost. Băi, dar cred că am fost cel mai aproape, mă. Da, păi de 2 ori la 10. Tu ai murit aici, aici, aici. Tu pe 2 ori te-ai dus aici, la urmă. Aici. La ultima. Da. Deci la ultima acolo am... psihic instabil acolo, cum ar veni. Acolo se consumă toată energia ta. Tu până aici maximul tău a fost. Ăla a fost, să știi, 3 piese din astea.
Stai să vedem ce facem aici la băiat. Să-i facem nebunii la băiat. Ce să iei tu, mă, Danule? Ce să iei tu, băi, Danule, băi? Ce să iei, băieți, prima dată le pun așa și abia acum le întorc ca să nu fac, să nu pun gen în aceeași linii două X-uri sau... Poate îmi fac o măgărie de asta. Dacă tu treci de ăsta vreodată... Eu le întorc pe toate ca să văd. Ai auzit? Da. Dacă tu treci de ce am făcut eu acum aici, să mai dau eu încă 10 lei maxim. Da, așa da, vreau asta, o vreau sumă din asta. Hai. Din prima dai pe X. Din prima dau pe X? Da. Uite cu aia, aici nu X, aici e verde. Te-ai înșelat despre mine, frate. Uite, ce fel plec, am plecat pe forță, uite, pe verde. Bă, lasă-l acum. Aici, frate. S-a terminat. Taci din gură, mâne. A, păi ce-a fost aia, te-ai făcut că ai scăpat aia pe jos și te-ai uitat la toate astea acum. Nu, mă, n-a luat, și de unde șustele astea așa? A luat urmă pe la vântul, da, mă. Nu m-am uitat, mă. Dacă deci... știi, pe următoarea s-a uitat. Aha. Vezi, deci nu m-am uitat. Da. Așa, deci ar trebui să întorc pe asta, că am venit înapoi, bam, am plecat aici. Hai să te văd aici. Hai! Aici. Acolo. Bun. Frumos, și aici? Ăsta e verde. Hai să vedem. A făcut fraier zigzag din ăsta, așa. Deci fii atent, fiți atenți aici la mine cum a făcut fraierul forma. A început așa cu două. Una, două, una. Deci 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ce să mai badani? Uite cu alea. 1500 de lei putea să fie ai tăi, da, să ai mei. Și cam asta e despre ce e vorba. Ai păi, dar l-am pus mechiar rău, mă, frate. Ai văzut, te-ai dat în spectacol, ia scoat și aia 10 lei, că ai zis că îmi dai maxim 10 lei în plus. N-am, de unde s-a. Păi vezi, vezi, ați văzut cum s-a prănunțat 10 lei, nu-i dă, da? Da, mă, sincer să zic, chiar era complex ăsta, nu mă așteptam la, bă, l-am făcut bine la rezultatul ăsta meu. Te-ai dus prea bine. Dar te-ai uitat, ai făcut ceva, eu zic să repetăm runda, tu când ai căzut ăla pe jos, te-ai uitat la ele. Dar n-ai cum, aaaa, efectiv, n-ai cum. Ia lasă-mă, ia lasă-mă pe mine să vezi că ai cum. Da, tu ești mai mic, te-ai dintre tot aici. Contează, păi vezi? Nu, mă, chiar nu m-am uitat. Ai văzut, sigur. Eu ți-l fac tot, cap cu din prima, fără greșeală, știi, doar prea bine. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu, că banii au stat cam prea la vedere, așa și... N-am făcut nimic de data asta, frate. Chiar am, mă mir. Nu, chiar sincer, mă mir să zic, pe... sincer să zic că am uitat ca prost. Erai concentrat pe aici și ăsta, nu? Da. Ca să stai acolo, să vezi ce se întâmplă. Bă, ăsta a fost challenge-ul nostru de astăzi. Se pare că plec acasă mai bogat cu vreo 7 milioane, 7 milioane jumate, nu? Deci plec acasă mai împăcat să fletești, ca să-l numesc așa. Așa. A fost super interesant chestia asta. Nu mă așteptam să fie așa interesant jocul ăsta de la Squid Game și serialul. Și o idee ușoară, gen. Este o idee super ușoară, super simplă. Ia gândește-te, frate, că l-a făcut un film cu niște jocuri din astea. Un film care a bubuit, s-a dus adică, mondial. În sensul că au avut bani buget, că trebuie milioane de euro. Dacă ai idei, da, mă, a fost frate, așa, niște probe așa. La... E ca și cum fac eu cu jocurile noastre din copilărie, știi? Da, nemțească, din astea. It's așa, pam, 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 da, imediat. Simple cum ar veni. Mă întorc și zic și eu, la perete, stop. Mm. Ele pe care le jucam toată și lumea. Și gândești că e cel mai vizualizat film din istoria Netflix. Da? Da, am văzut, da, văzut eu, da. Nu știu, n-am auzit, am văzut oricum, eu m-am uitat la serial și mi se pare cel mai, cel mai vizualizat. Nu-l recomand copiilor, în schimb. Da. Adică se imagine foarte scârboase, sânge și așa, așa mai departe. Așa am zis și eu în clipul meu și aveam un comentariu, Bogdan, am 8 ani, m-am uitat deja la film. Da, deci se pare că zic degeaba chestia asta. Dacă v-a plăcut acest challenge, nu uitați să apăsați butonul de like acolo. Eu zic că mai merge făcut și partea a doua la varianta asta. O idee mai șmecheră, cu două din astea așa, să fie doi competitori în același timp. A, să mai facem, să facem un cadru din ăsta. Da, să mai facem un din ăsta așa și să punem ori noi doi, ori mai chemăm pe cineva, să vedem cui mai luăm banii, dacă știi cum zic. Îl chemăm pe Ciprian, nu știi? Chemăm pe Ciprian, ultima chiar și așa, luat bani. El, dacă are mâna în ghiuz de săracu, și el mi-a luat și banii ultima oară, cu dozile alea. Da, mă, când vine Ciprian în coasă, vezi ce facem la asta. Te-ai uitat la ăsta, Cipriane, te-am omorât. Ăsta a fost challenge, băieți, apăsați tonul de like acolo, număr cât mai mare. Până data viitoare, Bogdan în spatele camerei, Dan în fața voastră, v-am salutat. Ciao!